Ce este tranzacționarea pe piețele financiare? Ce înseamnă trading? Vă rog să consultați acest disclaimer, avertizarea de risc. Definiția tradingului. Online trading este activitatea de cumpărare și de vânzare de instrumente financiare. Cuvântul trading în limba engleză înseamnă tranzacționare. Trading este termenul cel mai des asociat cu instrumentele financiare derivate, care pot fi cumpărate și vândute în lipsă. Există mai multe stiluri de tranzacționare sau de trading, și anume swing trading, day trading sau scalping. Cei mai importanți jucători de pe piețele financiare sunt statele, și anume țările, băncile centrale, alte bănci, fondurile de investiții, fondurile de hedging, brokerii, investitorii profesioniști, dar și investitorii privați. Piețele financiare disponibile sunt piața valutară, indici, mărfuri, ETF-uri, warrant-uri, obligațiuni, criptomonezi sau piața de acțiuni. Trebuie să urmați 4 etape, și anume să urmați cursuri de trading și formare cu privire la funcționarea piețelor financiare, tranzacționarea practică, în special pe un cont demo, pe un cont demonstrativ, până acumulați experiență, analiza piețelor financiare pentru a găsi cele mai potrivite piețe cu un scenariu favorabil, executarea tranzacțiilor prin ordine de vânzare sau de cumpărare conform analizei efectuate în prealabil. În final, trebuie să alegeți un broker reglementat, este foarte important. Selectați brokerii pe baza calității execuției ordinelor, identificați tipul de cont de tranzacționare care vă convine cel mai bine, alegeți levierul, alimentați-vă contul de tranzacționare, numai cu sumele pe care vă puteți permite să le pierdeți, alegeți o platformă de tranzacționare intuitivă, simplă și robustă. În sfârșit, începeți tranzacționarea CFD-urilor și perechilor valutare Forex. În continuare vom vorbi despre un exemplu practic în platforma de tranzacționare MetaTrader 4. Avem în față graficul euro-dolar, graficul zilnic, graficul daily. Pe platforma de tranzacționare MetaTrader 4 avem deschis cont demo în scop educațional, așadar putem începe tranzacționarea foarte simplu. După ce ați afișat un grafic de tranzacționare care vă interesează în mod special sau pe o anume pereche valutară pe care doriți să tranzacționați, trebuie să efectuați propria dumneavoastră analiză. Puteți să adăugați, să inserați diversi indicatori tehnici, matematici, în vederea realizării analizei tehnice. De asemenea, puteți insera și anumite instrumente de analiză tehnică. Așadar, după ce ați realizat o analiză pe un instrument financiar, pe o pereche valutară, pe un activ, puteți tranzacționa foarte simplu cu ajutorul acestor butoane din partea stângă sus, tranzacționarea cu un singur click, veți da click to sell. Dacă credeți, spre exemplu, că perechea valutară euro-dolar va continua să scadă în următoarea perioadă, sau veți da click pe buy, în speranța că prețul va crește în perioada următoare. Puteți să setați și volumul foarte simplu în această căsuță, în această casetă. Puteți să tranzacționați foarte simplu dând click pe graficul de tranzacționare prin dreapta, mergem la secțiunea trading, putem să plasăm ordine condiționale, sell limit, buy stop foarte simplu, printr-un simplu click, dar putem să dăm click pe new order. Platforma de tranzacționare MetaTrader 4 va deschide o fereastră unde veți putea seta volumul, unde veți putea plasa un stop loss, respectiv un take profit, veți alege market execution sau pending order, după care veți da click pe sell sau click pe buy, depinde în ce direcție credeți că se va mișca prețul perechi valutare euro-dolar. Puteți să deschideți o poziție de tranzacționare foarte simplu utilizând și mini terminalul oferit de Admiral Markets în platforma de tranzacționare MetaTrader 4 ediția Supremă Supreme Edition. Așadar, puteți da click pe Navigator, veți merge la Expert Advisors, Admiral Mini Terminal, vom da click, attach to chart sau pur și simplu vom trage acest terminal, acest mini terminal peste graficul de tranzacționare, vom da click pe OK. Așadar, s-a deschis o nouă fereastră, mini terminal, unde puteți să setați volumul, stop loss-ul, take profitul,
trailing stop, dacă doriți, pe care puteți să dați click pe sell, dacă credeți că prețul va scădea și doriți să vindeți, sau puteți să dați click pe buy, cu speranța că prețul va crește și puteți înregistra un profit semnificativ. Puteți să ne contactați la numărul afișat mai jos, să ne trimiteți e-mail la info@admiralmarkets.ro, să vizitați canalul nostru de YouTube, dar și pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim pentru vizionare!